mă, șacalilor, astăzi stăm 24 de ore pe o plută pe lac. Bă, mie se m-am făcut. Bă, dar ce de fi? Bă, ce ai prins, ce ai prins? Sigur merge, poate se sparge. Mi-e este foame, din așa șervețele sunt suflu de asul. Ia, sufla, sufla așa. Bă, ești nebun. Ciao, Bela, ciao, ciao, ciao. Întâi am proiectat schița plutei și am notat ce materiale vom avea nevoie ca să reziste fără să ne scufundăm. Așa că asta a ieșit și am început cele 24 de ore. Ștef, oficial am început 24 de ore. Știi că, gen, când vine seara trebuie să ne încălzim, așa. Bă, deci dacă iar își faci fazi de la de gay, mă arunc în apă de bunăvoie. Avem și ancora aici, când se întâmplă ceva, când vrem să staționăm. O să aruncăm în apă, este foarte grea. Pentru început am învățat să vâslim împreună pentru că suntem terminați rău și am crezut că o să evităm să ne certăm și normal că n-am reușit. Bă, 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 dă-i, bă, 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 din gură, că... Bă, 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 dar ce faci, bă? Bă, plecăm ca vikingi, ești prost? Cam asta este situația actuală, ne plictisim. Mie mi-este cam setică pentru că mi-am consumat energia. Dar un bărbat adevărat nu face figuri la apă. Ar da la vâsle un bărbat adevărat. Păi și de ce ne rotim? Ne vârtim. Efectiv cum ne rotim. Timpul trecea greu și am încercat să facem cât mai multe chestii până la primul supply drop care parcă nu mai venea. Și asta nu-i nimic, stai până la final să vezi ce am pățit noaptea. Nu știu cât timp a trecut, dar deja simt că nu mai pot. Ești prost să trec cu 3 minute. Bă, primul supply drop. Hai, că trebuie să... Vrei să facem un concurs? Facem așa, ala care dă mai puțin, automat se duce pe partea cealaltă, da? Bine. 3, 2, 1 și... Ești nebun la cap. Tu îmi spui mie care... Bă, vezi că... Ne-am întoarce. De ce înseamnă că ai cam pierdut? Bă, 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 asta e, bă. Bun, de aia nu mergeam. Păi cum vrei să mergem dacă noi aveam ăla? Deci, în concluzie, vreau să zic atâta. Ca în fiecare episod și ca de fiecare dată, Luci nu face nimic. Și nu mai eu fac. Bă. Uite-l, 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 butoiasul. Du-mă mai, mai așa, du-mă mai așa, du-mă mai așa. Te țin de picioare, hai. Bă, mie se m-am făcut. Hai, stai, ia-o, când e împing. Stai, stai, bă, că mă ești prost. Primul supply. Hai să vedem ce este aici. Primul drop conține câteva sticle de apă pentru a ne hidrata. Ne așteptam să vină ceva mai mult, dar pentru primele ore e de ajuns și apa. Ce prost, am băut fără să deschid. Ca să înțelegi cât vin tisete. Vreți să vă zic ce mi-a luat cadou frate de ziua mea? Să le zic? Zile. Deci m-am așteptat și eu la un Audi A5, după cum era vorba. Am zis și eu așa, bă, că un Audi A5. Mă gândeam eu așa, am zis, bă, parcă vezi că mă sună, să iei safari, pam, cu mâna la ochi. Și când vine acasă, o șaurma. După ce ne-am odihnit puțin, în depărtare am auzit cum al doilea drop a ajuns în apă, așa că am mers într-acolo, dar am ajuns aici. Bă, ce facem? Mă luăm pe acolo? Deci sunt trei variante. Ori spargem gheața. Da? Da, care nu-i bună. Ori ocolim ca proștii, da? Ori luăm prin strâmtoarea Bosfor și Dardanele. Hai să luăm pe acolo, hai să luăm, n-ai tupeu. Prin strâmtoare? Da. Zis și făcut, am mers prin cel mai strâmb drum, fiind foarte aproape să ne fi înțepat barca. Bă, 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 dai, bă, partea cealaltă. Într-un final totuși am reușit să ajungem la cel de-al doilea drop. Ial, ial, ial. Hai, șefule, să vedem. Da, hai, nu. Da. Dar eu nu-ți ghii să port așa ceva. Nu-ți, bă! Deci, fiate, nu mă interesează. Nu mi-l dau jos. Deci îți bagi în pantaloni. Bă, să nu ghii, bă. Dar ce vrei? Făcând rost de noile haine care ne țineau puțin mai bine de cald, am avut norocul să dăm chiar de-al treilea drop care stătea random lângă un mal. Dacă ți cred eu că e? Zi. De ce cântă punga? Bă, o să Iluse, cred că ne câștigăm sigur la navere. Nu uitați să dați like și să vă abonați. Zici că-i vocea mea, what the fuck, ce seama? Nu uitați să dați like și să vă abonați. Nu știu de ce tot accept propunerile astea de videoclipuri. Prima dată când mi-a zis, ce sunt alea, că mă interesant. Păi, de ce atunci de mine facem asta? Da, dar după când se ajunge la asta... Deci vreau să vă spun ceva. Este mult mai bine că s-o dat de asta decât o leacă de mâncare. Mi se pare că este amuzant. Mă bag în capul lui Lucian pentru că e babau. Sunt Cosmin și astăzi o să facem beatbox. Dacă o dau, eu sunt prost.
Ești prost. Bă, nu știu câte ori avem, dar te obosește totul. Îmi este foame. Deja se înserează, nu mai e mult. Avem cu 10 ori cât avem, nici măcar nu știu. Asta fără tehnologie și simt că putem supraviețui așa. Vrei să zic o chestie? M-am uitat la un film recent. Deci este vorba despre un avion care se prăbușește în azi. Societatea de pești, da, din Paraguay, de acolo. Bă, și mă uitam că oamenii ăia, cum mă putu, bă, să plângă cum ne plângem noi? Bă, au rezistat 70 ceva de zile, bă. 72. 70. What the fuck? Da, au rezistat oamenii 72 de zile și noi ne plângem la 10 ori. Bă, au mâncat alți oameni și noi nu putem să rezistăm o leacă fără mâncare. Lăsându-i la o parte pe cei din societatea zăpezii, am primit în sfârșit un drop care se pare că avea să ne ajute mult. Uite, ratat. Mă mai zice ce-o fi, dar dacă nu-i mâncare, nu mai zic. Nu mai am energie să le-ai, ești prost. Băi, ne-a lăsat ăștia înfometați, era vorba să ne ajute dropuri. Deci mi-a scăzut și glicimea de nu mai știu cum mă cheamă. Întreabă-mă cum mă cheamă. Cum te cheamă? Eusebiu. Eusebiu! Ia, hai să vedem. Nu mai am forță să-l zic. Hai! Te rog! O, mânca! Deci nici nu știu dacă să fiu fericit sau trăiesc, că-s biscuiți dați mâncați. Bă! Lasă-l cu... Deci avem biscuiți mâncați. Ce-i asta, Ștef, că nu... Ștef, ce-i aici? Ce-i fericit? Pâine! Pâinea vânătorului! Pateu! Pateu! E vegetal? Wow! Ștef! Ce-ți mergi cu ouăle? Proteină, Ștef! Ia să vedem! Este destul! Victorie! Dacă și tu ești la fel de fericit când vezi clipul ăsta, lasă un like să facem 30.000 și abonează-te chiar acum să facem 2 milioane de abonați. A, da, și bagă codul SNEAK pe Foodshop pentru 10% reducere. A, Bion, a venit să ne salvezi. A, semnul ajutorului. Aici, bă, deci dacă ăsta nu s-a rupt acum, zice, mă, că mâine de foame, nu? Hai. Deci, eu am crescut în cartier, da? Faci-o de asta. Faci-o de asta. Faci-o de asta. Mi-e rușine să mănânc la cât de bunii. Da și mie, te rog, ține. După ce am reușit să ne mai potolim foamea, am stat și am plutit până ce s-a înserat. Ștef, mai ești aici? Mă simt ca societatea zăpezii. Ștef, nu se vede nimica. După cum observați, nu se vedea nimic, era complet beznă. Din fericire însă, în timpul nopții, un supply drop s-a lovit de pluta noastră. Acesta conținea cel mai prețios lucru pe care îl puteam avea în momentul de față. Lumina. Ia. Dumnezeu, ei se facă lua. După nu mi-a mai băgat față că mor, nu mai văd nimic. Deci uitați la că am dat exact în gheață. Da, fraților, zice că suntem mineriada. Bă, fraților, treaba e felul următor. Plouă afară, e foarte frig. Fratele meu, Lucian, nu a zis să ne luăm geaca pe noi, că a zis că e foarte cald și a zis nu merge să ia cu geaca pe tine, că dacă pice, așa, e ce mai grea, asta. Și am zis, bă, murim de frig. Și acum uitați-vă cum sunt cu două dase pe noi. Ia să prindem asta și să mergem în căutarea următorului drum. Zici că suntem mineri, bă, ia uite-l. Nu știu ce-i, dar dă-i. Dă-i. Yes. Dă-i. Pătură? Pătură și perne. Bun. Aici ce-i? Aici e geantă. Ce s-a aflat în geantă? Bă! Da, ce-i? Îi udă! O intrat apă în ea. E learcă. Mă, veri. Bă, nu uda și pe asta. Îi dă un coace. Era o pătură. Pătură și îi udă. Dar este udă toată. De ce este udă toată? Ia uite ce ascunde asta, mă, după. Numai gunoaie, bă. Puturosule. Asta e, dor cu gunoaiele la nas. Bine, mă, bine. Dar eu nu dorm, mă, cap lângă cap cu tine. Mai vine dor la... Bă, ești prost, trebuie să ne încălzim. Alo! Trebuie să dormim pe reprize. Pentru că unul trebuie să-l trezească pe celălalt. Pentru că dacă dormi așa, mori, faci hipotermie dacă dormi așa. Picioarele aici am pus într-o parte, chitărica într-o parte, megafonul. A, uitați aici. Și aici, ho. Ne băgăm la somn, sperăm să reușim până dimineață. Deși experiența cu Pluta a fost una grea, a fost super tare și într-un final am adormit. Până ne trezim noi, ți-am lăsat aici alt clip super șmecher să te uiți.